bună dimineața, Maluma, nu mai țipa că a venit Velea. Bună dimineața, dacă dăm... A sunat acum, înainte să... Moară Michael Jackson, l-a sunat pe Alex Velea. Nu, acum Maluma trăiește, să-i dea Dumnezeu sănătate. M-a sunat și mi-a zis că îi place extrem de mult, nu mai țipa. Mersi, Maluma. Băi, foarte drăguț, mai ales că a fost în România, deci na. Am avut o colegă pe Diana Ramadan și a fost norocoasă pe șină care l-a pupat pe Maluma, știi? Oh! Păi și vrei să-l pupăm și noi, că nu înțeleg. Hai mai bine mergem să ne întoarcem la piesa Nu mai țipa, pe care tocmai mergem, am auzit-o. Da. Am vrut să zic că plecăm în Medellin, dar mai bine să vorbim despre Nu mai țipa. Și de acolo, tu de acolo ai plecat. Eu de acolo am plecat și m-am dus să ne expres. De ce ai mai venit? M-am gândit și eu. Aveam nevoie de tine, Giulia. Medellin, chiar, na, cam la fel. Medellin e un prieten al meu rom. Îl chema Medellin, dar îl strigă Medellin. Bun, insist să vorbim despre piesa pe care tocmai am ascultat-o în varianta live la Virgin Radio Breakfast. Nu mai țipa. Nouă ne place foarte mult, dar avem această nelămurire în suflet. Okay. Andrei o are, de fapt, mai mult decât mine. Da, da. Preia legătura. Și ne trebuie, că seara a făcut întrebările împreună și era curioasă. Cine țipă cel mai mult la voi în casă? O să spun și eu răspunsul. Albert, ajută-mă, am făcut răspunsul împreună. Cine țipă? Eu Antonia sau Bela? Eu am zis răspunsul, dar... Copiii că nu au de la Victory Royal pe Fortnite sau ceva. Nu, glumesc. Da. Nu țipă nimeni în casa noastră. Este o liniște de plină ca întăcerea miilor. Nu. Nu, suntem niște persoane destul de cerebrale și ne rezolvăm problemele cu pumnul, nu țip. Am glumit. Nu. Nu, nu țipăm. Sper că lumea mai știe de glumă. Speram. E chiar o glumă. Nu, dacă... pe fețele noastre se citește satira, umorul, deci credeți-ne. Deci asta este un pamflet. Corpul îmi râde, limbajul trupului și acum. Și totul trebuie tratat ca un pamflet. Da, pamflet. Da. Da, dacă zise Alex negru la ochi. Bună, după ce vă... De asta e ochelar de soare întârziat, tot timpul. După ce a întârziat aseară 5 minute, știi? De la studio. De cum țip tu, dacă ar fi să țip? Și cum țip? Mai pe voce de cap, eu când arăt. Și cum țip Antonia? A luat testosteronul. Superb, direct pe TikTok. Da. Bun. Care e împăciuitorul casei? Tu, Antonia sau copiii? Când sunt mici? Cred că lucrăm în tandem. Ba ea, ba eu. Adică, na. Băi, de fiecare dată aveți așa un echilibru, da, și se vede. Da, așa trebuie, se vede. Așa e normal. După atâția ani de relație, era nasul că nu era așa. Bun. Vreau să revenim puțin la piesă. Sigur. Pentru că eu sunt interesată de faptul că apare iartă-mă o secundă, că vreau să zic doar legat de subiect, zice soacră mea, sper că nu Antonia e muza ta pentru piesa asta. Nu, Denis. Nu? Nu, are o piesă. Nu, era, Alex s-a dus la un moment dat, mie mi-a zis, s-a dus la un moment dat să-și plătească taxele la NAV. Da, și a țipat cineva. Era o doamnă cu o scrumieră plină de chiștoace. Alexandru! Fumând așa într-o doară. Și ai zis, nu mai... I-am zis, nu mai țipa. Da. Nu e neapărat un moment care să descrie fix relația mea, această piesă, ce am surprins în piesa asta. Dar li se întâmplă multora. Eu l-am făcut mai dramatic. Dar așa, mici certuri dar cred apar că... în orice cuplu, așa că... Cred că sunt mulți oameni care s-au regăsit în versurile piesei tale și asta e tot ce contează, că până la urmă... Sunt și copii de 12 ani, vezi că trezești copilul. Nu mai 12 ani, ce copil. Da, sau sunt părinți care au copil de un an și strigă, nu mai țipa. Da, păi de aici o să vedeți TikTok-uri. Corect. De ce Elin Cavandici, actriță în videoclipul pentru tău? Pentru că Elin Cavandici este una dintre persoanele foarte dragi nouă, și mie și nevestimii. O știm de foarte mult timp. O știu din 2005. Man. Când a participat la Miss, la Română-Americană. Tu, Giulia, ai prezentat evenimentul ăla. La Quando. La Space. Așa. Jos, acolo. Da, deci bravo. A fost un eveniment, dar Ailinca era mică. Da, doar ce intrase. A participat la Miss-ul de la Română-Americană. Da, mă, da. Eu am intrat, și câștigat. Da, și câștigat. Eu am intrat în 2003 la facultate și în 2005. E diferență de vreo 2-3 ani. Da, și în anii ulteriori am și colaborat. Am fost de multe ori în emisiunile ei. Și dacă vii de multe ori în emisiunea cuiva după el, nu, pui în clip? Nu, da, am fost două sezoane. Te așteptăm săptămâna viitoare la Virgin Radio. Voi chiar meritați. Tu meriți să faci playback-ul pe strofa 2 din următoarea piesă. În sfârșit, bravo! Mulțumesc!
Bun, deci asta a povestea cu Ilinca Vandi. Și ne-am întrebat, ne-am dat seama. Da, mă, și am fost colegi la Brava Steel două sezoane, colegi. Eram un prieten de coleg. Eram chiar un asistent de prieten. Foarte frumos. Bun, am aflat povestea piesei Nu mai țipa. Nu există probleme. Hai să zic, eu sunt capabil să cânt piese foarte triste, cum e și Dacă dragostea dispare din vina ta, și mai am câteva piese dintre astea dramatice, dar eu sunt o persoană veselă, mă știți destul de bine. Ne știm deja de câțiva ani, eu sunt mereu cu gura la ore, gata să mă hlizesc, să mereu, știi, dar da, pot să cânt, am capacitatea asta, abilitatea asta de a cânta piese foarte triste și să mă transpun atunci în piesă. De obicei plâng și eu până la sfârșitul piesei, lăcrimez. Da. Adică atât de deep intri într-o piesă, chiar dacă nu, tu nu ai trăit sentimentul. Nu, ceva interesant. Nu ești chiar așa. Ne întoarcem cu Alex Velea imediat, bună dimineața. Alex Velea este studioul Virgin Radio România. S-au încins spiritele pe tema dansul din piesa Mona Lee, care a rupt TikTok-ul. Da, chiar l-am făcut aici sub masă, nu știu dacă m-ați văzut, l-am exersat. Dar ne vezi și pe noi? Ia, sigur. No, eu nu pot să dansez niciodată. Ba da. N-aș putea să dansez ever. Băi, important este să simți bine, nu contează. Da. Stilul meu dansez, adică... Da. Stilul-s mulți. Așa, mai balans stânga-dreapta, nu? Da, mai Gil Dobric, așa, cireșari. Aia, acasă. Da. Da, bun. Cine-i Mona Lee? Mona Lee? E Antonia, nu? Verișoara lui Medellin. Pentru mine Mona Lee Antonia, da. Și cum a fost momentul, nu știu, când te-a prins inspirația Mona Lee pe Mona Lee? Reprezintă un ideal de frumusețe feminină pe care orice bărbat sper să o întâlnească în viața sa. Wow! Aplauze, vă rog! Da. Am zis-o. Bun. Și cum s-a întâmplat de ai și postat înainte să lăsezi piesa, adică pe TikTok? Da, mă. Pentru că eu știu aceste probleme, nu? Că și... Eu împlinesc 40 de ani luna viitoare și nu mă ocup tot timpul atât de bine de social media pentru că nu-mi place. Sunt și cel mai mare narcisist, dar și cel mai mare critic al meu. Și mă uit la un videoclip de la un video de la pe care îl fac de 15 ori, nu mai îmi place și nu-l mai postez. Stilul meu. Înțelegi? Și prietenii mei, susținătorii mei, Albert, care este project manager la Alex Velea, îmi zice, pune, postează că e foarte bine, pune. Albert, nu-mi place. Și avem discuții. Și din când în când eu mai inițiez discuția. Băi, băieți, ajutați-mă cu TikTok-ul ăsta, vă rog frumos. Alex, depinde de tine. Tu trebuie să postezi. Dacă tu nu te filmezi, noi ce să vrei să venim după tine? Nu vreau să veniți după mine, pentru că vreau să fiu liber în intimitatea mea. În fine. E greu să lucrez cu Velea. Da, zic, ce rău de tot. Nu, e foarte ușor. Trebuie să știi doar două, trei aspecte. How kids now. Cine știe, știe. Cine nu știe, oricum. Bun. Am uitat ce vreau să zic. Și până la urmă s-a întâmplat să... Ce chiar, voiam să zic. Scuze-mă. Chiar să te și filmezi înainte de... Da, nu, dansurile le aveam pregătite. Le aveam pregătite. Okay. Și le-am postat, adică nu... Am mare merit că am făcut eu cine știe. Doar m-am ținut de planul ăsta să postez o săptămână, două înainte de lansarea videoclipului, de lansarea oficială a piesei, să postez dansul ăsta și a funcționat foarte bine, a devenit viral. Coreograful cu care am lucrat este și prietenul meu foarte bun, Dan Chiriac, a.k.a. Păpu, este dansatorul meu. Păpu? Păpu, da. Păpu, da, da. Păpu. Da, Păpu. Băi, Păpu e... n-are gen, e și feminin și masculin, exact, știi? Adică păpușă sau păpușă? General valabil, da. Nu, Păpu. De la asta foarte vine. Talentat, Păpu, al tău. Da, este foarte, nu, și al tău. Și al lui, al păi Vlad. Să nu faceți schimb de Păpu, vă rog. Nu. Mor aici. Așa, și a făcut un dans foarte mișto. Tind să cred că dacă îl făcea cu niște mișcări mai simple și ar fi simplificat toată coreografia, ar fi fost și mai viral. Da. Se poate zice și mai e viral. Greu, era da. Mai lesne de făcut dansul și atunci probabil ar fi făcut mai multă lume. Dar sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat. Are vreo 40.000 de videouri doar prin sunet. Dacă asta contează pentru cineva. În fine, cert e că lumea știe dansul. L-ați învățat și voi, nu? Aia zic, de Alice este cea mai mare fan în Mona Lee. Reprezentant. Alice, să-ți dedic din suflet piesa asta. Îți place? Astăzi pentru noi tu ești Mona Lee. Ce frumos! Alice, uite, ia microfonul. Zine, cât de des ai ascultat în mașină Mona Lee? După ce Alex... Noi aveam înregistrarea de pe WhatsApp, de mi-ai trimis-o mie. Da. Și mi zice Alice random, așa am de mesaj. Auzi, înregistrarea. Asta mă, că vouă v-am arătat-o. Da. Aici am arătat, aici am arătat prima dată pe asta. Alice, nu poți să-mi dai înregistrarea. Da. Tu nu erai. Noi nu prea avem nevoie de înregistrare, știi?
Și îmi zice, nu poți să-mi dai de așa după amiază, poți să-mi dai și mie registrarea de la Mona Lisa? Și zic, dar ce vrei să faci cu ea? Zic, ne-a dat velea să ascultăm aici și am dat play pe radio. Păi nu pentru mine. Și apoi două zile mai târziu, iubitul ei ascultă numai Mona Lisa. Când merg în mașină, toată lumea ascultă Mona Lisa. S-a dus în supermarketuri, le-a zis, trebuie să puneți Mona Lisa. Păi, destul, hai, eu vara nu dorm. Să mă ascultăm și Mona Lisa. Vreau să vă zic că pregătesc un album. Asta voiam să te și întrebăm. Eu anul trecut am suferit că n-am mai fost în studio și inspirația nu m-a părăsit niciodată și mulțumesc lui Dumnezeu și iubitei mele care mi-e muză, la piesele alea bune și pozitive. Pe care o pupăm și o iubim. Pe care o pupăm și o iubim. Am fost ziua ei săptămâna trecută. Pupăm, la mulți ani. Dumnezeu multă sănătate și tot ce-ți dorești. Eu îți mulțumesc că ești un sprijin pentru mine. Sper că reprezint același lucru pentru tine. Deci anul trecut am avut extrem de multe concerte și am fost fericit. Am avut în jur de 150 de concerte. Wow. Aproape la două zile cântam. Wow. Am fost mulțumit din punct de vedere material, pentru că n-am avut atâtea concerte din adolescență. Bine, atunci mergeam pe alt preț și era mai lesne să mă iei la concerte, la evenimente. Dar mi-a lipsit extrem de mult studioul și tot ce aveam în mine, tot ce aveam magazinat în mintea și în inima mea, a trebuit să pun pe telefon, în voice memos, știi? Am tras acolo toate ideile, am notes-ul plin. Cu titluri, concept de piesă și scriu memo 78, vezi că e ghidul de la nu știu ce. Și când am ajuns la studio la începutul anului, am făcut vreo 50-60 de piese de la începutul anului. Păi da. Și ne arăți ceva și astăzi? Ba da! Că mereu ne arăți ceva când vin și fii atent, o să trebuiască să dăm șile, că nu mai avem timp nici să cânt ora asta, Mona Lisa. Ba da, telefonul să vă trimiți, Bun, da, trimite-mi acum, facem o scurtă pauză, vin știrile, nu avem altfel cum, și ne întoarcem cu Alex Velea, depășim puțin misiunea și astăzi. Bună dimineața! Velea de fiecare dată când vine, bine, el mereu coace ceva, asta e faza, că și dacă este în turneu sau dacă pleacă și are evenimente, a spus el că n-a avut timp de studio, dar mereu are una pregătită. Frumos, mi-a plăcut. Fac asta pentru că sunteți dragi. Și mulțumim și noi. Și mi-a ascultat noroc, sincer. Bă, sperăm. Na. Pe bune. Poate tu porți noroc pe oriunde mergi. Pam, pam, pam. Accept și asta, toate pe capul tău, da, băi, nu mi-e. Spune-ne ce cu piesa asta. Mona Lisa, mai cântăm? Cântăm Mona Lisa la final, așa. Și acum vrei să arătăm asta? Da. Puțin. Asta e următorul single, se numește Jumi-Juma. Doamne, dar ce frumoasă e. Ups. Da. Hai, o să vă placă, rău. Îi dăm play? Da. Bun. Bine, n-are mix master. E din studio, e lucru. E drap. Da. Tot ce auziți. Da. E da. Demo. Chiașe fără bani, bani, noi tot ne iubeam. Făceam jumi-juma. Para, jumi-juma, inimioara. Banii ne ajung, îi facem jumi-juma. Nu-i mai cazul să mai fugi în fuga. Degeaba ai mă lai, timp nu vrei să stai. Avem just a life. Cum să zică cineva? Cum să ne trăim viața? Degeaba ai mă lai, timp nu vrei să stai. Avem just a life. Poate doar cu tine. Nota pe toată. Să rămână și misterios. Da, gata. Mai asta auzi în refren. Asta e refren. Și fără bani, noi tot ne iubeam. Făceam jumi-juma, para, jumi-juma, inimioara. Vai, dar ce frumoasă, dar ce cu fire de găină așa. Bun, e ok. Fire. Este foarte bine, numai bună pentru guys. Serile călduroase de vară. Am zis frumos? Da, foarte bine. Na, e belea, dar mai ales dacă vine de la velea. Exact. Tot Oltean că am zis pelea. Da, nu mai avem foarte multe de zis decât că te iubim tare mult. Mulțumim este că ai venit pe la noi. Este reciproc sentimentul. Vrem să auzim Mona Lisa live. Să vin la voi. Eu mă duc să-mi pun Inirul, da. Da, și așteptăm cu mare interes și nerăbdare albumul despre care ne-ai povestit. Așa dacă, că... Dacă mai primiți o dată, vin cu 4-5 piese, 5-6, câte putem să... Unde-ți faci ziua? Nu ne-ai zis. La Dubai. O să plec în Dubai. Să ții barca acum în Dubai, să ții barca. Da, bine, o să fac și alături de prieteni. Să ciocăm un pahar de suc, chiar dacă nu se dă noroc cu băuturi non-alcoolice. Mamă. Stați departe de... Alex Velea, îți mulțumim tare mult, a fost în dimineața asta aici și ne pregătim să ascultăm cu toții Mona Lisa, varianta live, ascultați-o, e forță tare!